Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține. Toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine. Și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Aș vrea să citim din Biblie, un pasaj din Biblie, 1 Timotei 2, 1-5. Puteți să stați pe scaune, eu. Spune acolo Apostolul Pavel, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înainte lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. Astea sunt cuvintele Apostolului Pavel. Și motivați de aceste cuvinte, avem toată libertatea să ne rugăm, nu ca fariseii, ci în mod constant, să ne rugăm pentru cei care Dumnezeu i-a pus în dregătorii. Și cum în această seară, în locul nostru sunt acești delegați oficiali, domnul ambasador Dan Mihalache și domnul consul și ceilalți de acolo, aș vrea să rămână conștienți faptul că noi îi iubim și ne rugăm pentru ei. Bună seara! Poftă bună! Și mie îmi place atunci când mănânc să ascult radio, așa că... Well, domnule ambasador, ați deschis cutia Pandorei. Abia aștept să văd zilele viitoare câteva titluri, domnul ambasador și pocăiții. Nu, eu am un grafic. Este 56 de biserici și vreau în următorul an să fiu în 56 de locuri împreună cu... Și voi fi. Vedeți, un om care are răspunsurile dumnealui. Bun. Domnii patroni, vă mulțumim că ne-ați invitat aici. E bine, mâncarea am văzut că e bună. Când este următoarea întâlnire? O nuntă, un botez, da. Ok, pe o notă la fel de serioasă, trebuie să vă spun câteva lucruri. Trebuie, pentru că sunt scrise aici și am fost rugat să le spun, asta este, n-avem ce face. Nu avem statistici foarte clare, tot ceea ce vă spun sunt doar linii directorii sau doar așa ca să știm aproximativ cam cum suntem. Câteva statistici și informații despre bisericile evanghelice din Londra. Ne referim aici la bisericile evanghelice care au slujbe în limba română. Când ne referim la biserici evanghelice, în cazul de față, ne referim la Biserica Creștină Pentecostală, Biserica Creștină Baptistă, Biserica Creștină după Evanghelie, biserici creștine non-denominaționale de factură evanghelică. Prima biserică evanghelică din Londra a fost deschisă în 1998, Biserica Pentecostală Betel. 97, mulțumesc. Betlehem. Am spus altceva? Betel. Bun, 97. E bine că am zis că nu sunt statisticile foarte clare, așa-i? Câte biserici românești sunt în Londra? Well, astăzi în Londra, am spus noi, sunt peste 50 de biserici. Domnul ambasador ne-a făcut un update, probabil 56. În Londra sunt peste 50 de biserici evanghelice românești. Numărul lor este în creștere. Și chiar duminica trecută a fost deschisă cea mai recentă biserică. Bună seara, excelența sa. Bună seara, doamna consul și doamna Palistaicu. Dragi colegi și prea iubiți frați. Mă numesc Daniel Bucur, sunt căsătorit, am 3 copii, locuiesc în Londra de 8 ani de zile. De 4 ani de zile mă implic într-o organizație. Sunt și fondator acestei fundații, se numește Universal Emergency Relief. Scopul a fost de a ajuta copii orfani, copii cu dizabilități, persoane vulnerabile,
De ce am ales să ne ocupăm de aceste persoane? Pentru că vreau să vă spun, este o poruncă pe care Dumnezeu o dă și o lasă bisericii, o lasă oamenilor de rând și cred că și autorităților o lasă. Și Biblia spune în felul următor, când îți vei secera ogorul și vei uita un znob pe câmp, să nu te întorci să-l iei, să fii al străinului. Chem pe domnul Ciorbă să vedem ce importanță este pentru biserică oameni de afaceri, să avem cu noi în biserică. Bună seara, pe mine mă puteți reține foarte ușor, pentru că numele meu este asociat oricum cu restaurantul. Cred că este prima dată când aflu că se strâng atâția păstori din bisericile evanghelice, din comunitatea română la un loc. Dreptate. A trebuit să fiți mai mulți, ca să fie o notă a unității. Îmi aduc aminte că anii în urmă, pe când mă găseam în Statele Unite, am întâlnit o familie excepțională. Știind că ea se trage din România, am întrebat-o, doamna Ada, cât la sută vă mai considerați românca, având în vedere că locuiți în Statele Unite de peste 50 de ani. S-a uitat la mine și folosind niște cuvinte de la rădăcina limbii române, mi-a spus, copile, sângele apă nu se face. Nu pot să uit copilăria. Și în momentele următoare și-a ridicat cu grijă mâneca de la bluzița ei și la lumină a apărut un număr lung care era inscripționat pe brațul ei în tuș. Și cu o tristețe evidentă s-a uitat la mine și mi-a spus în felul următor, să știi, a continuat ea, că eu nu mai am pe nimeni în România. Părinții mei, neamurile mele, toți am fost luați, înșiruiți pe marginea unor gropi mari și la un moment dat s-a dat ordin să se tragă și o ploaie fierbinte de groanțe au năvălit peste noi și toți s-au rostogolit ei înșiși în gropile acelea mari și adânci reci. Ca prin miracol, spunea, am rămas în picioare, m-au luat și m-au dus la unul din lagărele de concentrare în Polonia. Am îndurat multă suferință. La un moment dat am fost eliberată și m-am dus în Suedia. M-am căsătorit cu Victor, un bărbat extraordinar, liniștit, de un caracter mare, ca apoi să imigrăm în America și uite așa, de peste 50 de ani suntem aici. Copile, să știm, spunea ea, și mi-a plăcut foarte mult felul cum se adresa mie, că peste 50% mă consider româncă. M-am uitat la ea cu respect profund și m-am gândit, aproape de 60 de ani ruptă de țară. Vorbea mai multe limbi, printre care și limba română. N-a uitat. Copiii voștri repede uită să vorbească românești. Nici tragedia, nici înstrăinarea, nici durerea, nici neajunsurile, nici bolile, nici bătăile, nici familia nouă pe care o avea și nepoții, nici America cu bunătățile ei, nimic n-au putut-o rupe și să spună, ok, România, goodbye, între noi și voi sunt mulți rechini. A spus atât de frumos, 50% mă consider româncă. Extraordinar, o femeie de un nobilism extraordinar. Tot respectul pentru ea. Dragii mei, mă uit la țara noastră dragă, care trece printr-o perioadă extrem de dificilă în vremurile acestea, pentru că niciodată România n-a mai existat un exod atât de mare cum există acum. Îi spuneam mai săptămânile trecute domnului ambasador, zic, domnule, la ritmul cum se schimbă miniștrii în România, în câțiva ani vine rândul la toți. Da. Da. Așa e. Cine spunea? Parcă Winston Churchill spunea, nu? Când zice că politica nu e ușor să o faci. Pentru că trebuie să fii capabil să pui ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare și peste o lună. Iar apoi să explici de ce aceste lucruri nu s-au întâmplat. Probabil că din cauza lipsei de explicație, foarte mulți români, tineri mai ales, se duc.
Acum, indiferent care sunt motivele pentru care românii pleacă, un lucru este cert. Nu ne putem uita locul de unde provenim, unde ne-am născut, nu putem uita copilăria, nu putem uita școala, colegii. Purtăm cu noi dorul ăsta de părinți, de rude, de țară, de prieteni. Ducem cu noi, purtăm cu noi valorile spirituale și morale pe care le-au sădit părinții noștri și bunicii noștri noi, nu-i așa? E bine. Însă, indiferent unde ajungem, țineți cu ce vă spun, ar fi foarte bine să fim uniți și să formăm comunități puternice, să avem activități comune, să nu uităm de unde am plecat, să lucrăm la interacționare, pentru că niciodată războaiele și biruințele nu se duc în privat, se duc oștile, cum când au fost mai mari, biruințele au fost mai puternice, mai de succes. Personal, mi-aduc aminte că eram în office-ul dumnealui, a excelenței sale, domnul ambasador, și am văzut o hartă, harta Marii Britanii și a Irlandei de Nord, erau mulți pin pe ea și erau însemnate pe culori unde sunt consulatele onorifice, unde sunt instituții românești și așa mai departe, printre care și paroie și spuneam, domnule ambasador, domnule, ar fi vremea ca și comunitățile evanghelice să fie notate pe harta de la ambasadă. Unul din motivele pentru care dumnealui se găsește aici cu noi este și acesta. Și mulțumim. Eu personal mă simt onorat și mă simt bucuros să fac parte dintr-o comunitate evanghelică, să fiu membru într-o biserică evanghelică și, domnilor păstori, ați vorbit de biserică, dar ați explicat ce înseamnă cuvântul acesta? Că e mai profund decât la prima vedere, te duci și vezi o clădire cu tură și aia e biserică. Biserica, voi știți că vine dintr-un cuvânt grecesc, eclesia, care este o limbă matematică și înseamnă numărul celor care, prin atitudinea lor, se raportează la credința în Dumnezeu și trăiesc viața lor la o ținută morală înaltă. Biserica este o comunitate formată din tot felul de oameni, din toate națiunile, de toate categoriile sociale, de toate vârstele, bărbați și femei, copii, și toți au ceva în comun. Toți au ceva în comun. Credința lor în Dumnezeu și trăirea lor se bazează pe Sfânta Scriptură, pe Biblie. Iubesc cartea aceasta, Biblia, de ce? Și vă dau și motive. Iubesc pentru că această carte, această bibliotecă de cărți de 66 la număr, scrisă într-o perioadă de 1600 de ani, de oameni care au trăit în medii diferite și în epoci diferite, de profesii diferite, de la păstori, pescari, culegători de smochine, la profeți, judecători, regi, chiar doctori, evanghelistul Luca a fost medic. Cartea aceasta are o coerență fantastică de la prima pagină până la ultima pagină din Apocalipsa. Dar mai mult decât atât, cartea aceasta, Biblia, o iubesc, pentru că ea se adresează tuturor oamenilor, din toate păturile sociale, indiferent de gradul de cunoștință, și conține teme de poem, de literatură, de medicină, de fizică, de astronomie. Mai săptămâni trecute citeam ceva, un titlu mare pe care l-au scris cei de la NASA, și am zis, totuși Biblia are dreptate, și s-a dus la un verset din cartea lui Iov, care Iov era contemporan cu Avram, și a zis, bravo, în sfârșit. Conține istorie, nu? Când oamenii au trecut, au început să vorbească pietrele. Și când s-au dat la o parte praful și pământul, dovezile arheologice au susținut ceea ce Biblia vorbește. Și, bineînțeles, că scepticii au amuțit. Iubesc cartea aceasta pentru că este foarte precisă. Este foarte precisă pentru că ea vorbește despre lucruri, evenimente, încă din cele mai străvechi timpuri, care încă nu existau. Păi cartea Apocalipsă este un exemplu. Profețiile care presar această carte, care se adresează cu multă vreme înainte la
orașe, la regi cu nume, țineți cont, cu nume, la imperii care încă nu erau. Și totuși aceste evenimente s-au întâmplat la vremea respectivă, la vremea potrivită, la milimetru. Haideți să vă dau un exemplu practic. Nu de mult am sărbătorit cu toții Crăciunul, nu sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru. Citisem undeva despre specialiștii în profeții, că au luat profețiile care se referă la persoana Domnului Iisus, foarte atent cu toate amănuntele și prin formule matematice grele, au ajuns la concluzie că așa ceva să se întâmple, atât de precis, înseamnă unul la puterea cu tare. Și au spus ei, trebuie să aliniem 300 de computere, 300 de mii de computere, și prima cifră să înceapă cu 1 și după aceea 0-ule, să mergem la al doilea computer, 0-ule, să se continue până la computerul 300 de mii. Și ca să se facă mai pe înțelesul nostru această procedură, mi-au spus, imaginați-vă că toată suprafața Marii Britanii este încărcată cu 20 de centimetri de grâu. Cineva ia 10 boabe, le însemnează într-o altă culoare și la întâmplare sunt aruncate aceste 10 grăuțe pe toată suprafața, la distanțe diferite, mă rog. Și vine această pătură, această plapumă de 20 de centimetri de grâu. Și ca să se întâmple această probabilitate, cineva se duce și din prima încercare se duce și dă la o parte grâu și găsește primul bob. Îl pune în buzunar. Se mai duce, probabil, cine știe câte sute de maile, se duce la fix, dă la o parte grâu, găsește și al doilea și tot așa. Este imposibil. Este imposibil. Iubesc această carte pentru că ea este de origine divină, cum spunea cel care l-a socotit Socrate al României, Petru Țuțea. Ea este de origine divină, așa cum și sufletul nostru este de origine divină și care nu își încheie activitatea odată cu închiderea primului act a vieții noastre terestre. Ce se va întâmpla cu noi? E de răspuns tot Biblia. Dragii mei, eu sunt și om de afaceri. Provin din mediul evanghelic. Am experiențele mele oarecum ieșite din comun. Dumnezeu. Ca și om de afaceri, îmi dau seama că privesc poziția mea în societate din trei unghiuri de vedere. În primul rând, știu că ca și antreprenor, trebuie să contribui la rezolvarea unor probleme sensibile a oamenilor care sunt angajați în compania mea. Și vă spun cum procedez, vă pun în locul lor. Și îmi dau seama cât de importantă este ca să am un loc de muncă sigur, să am o pâine pe masă pentru familie. Iar atunci când lucrurile nu merg foarte strălucit și când joburile se mai întârzie sau există așa o perioadă mai slow, nu-i las acasă. Mă gândesc că oamenii ăștia trebuie să le meargă pâinea pe masă și renunț la profiturile care sunt de zeci de mii de lire, dar să-i țin acolo, să fie ocupați, ei să fie oameni asigurați cu cele necesare. Mă pun în locul lor. Mă gândesc de asemenea că din punct de vedere al siguranței, oamenii ăștia îmi sunt închiriați. Familia lor îi trimite și spune, doamne, du-te și muncește. Și mi-i trimit oameni sănătoși. Și atunci, din punct de vedere al siguranței la locul de muncă, eu trebuie să-mi dau tot interesul ca oamenii aceștia să nu pățească nimic. Să îi înapoiesc familiilor sănătoși cum au venit la treabă. Mă gândesc de asemenea că având în vedere că cele mai multe ore și o mare parte din viața lor ei și o petrec la câmpul de muncă, mă gândesc că trebuie să lucrez și la ambianța din cadrul șantierului. Și vreau să vă spun, am pus niște reguli foarte clare la noi în companie, care a dus la o echipă foarte bine unită. A fost greu la început, pentru că n-am știut cum englezii vor reacționa, cum arhitecții, cum inginerii și așa mai departe. Și asta, în primul și primul rând, nu vă dau voie să înjurați despre Dumnezeu, pentru că sunt un om credincios. Nu vă dau voie ca să vă înjurați unii pe alții și nu vă dau voie ca să vorbiți murdar. Respectul venit din partea englezilor, din partea oamenilor din clasa de sus, este acolo unde nu m-am așteptat, la un nivel foarte mare. Din celălalt punct de vedere, mă gândesc că trebuie să fiu și un om sensibil.
și de ajutor atunci când trebuie, nu? Pentru că suntem oameni și nu suntem roboți. Și oamenii se așteaptă ca să ne arătăm partea umană din noi. Și mă gândesc la ceea ce spunea un filozof neamț. Dacă nu fac nimic, mă consider un om mort printre cei mii. Noi, ca și oameni de afaceri, avem poate un pic mai mult și avem această posibilitate ca să ajutăm un pic mai mult. Și ar trebui să ținem cont de asta. Și dacă nu o facem noi, atunci cine să o facă? Dacă nu o facem acum cât trăim, atunci când? Atunci când? Mi-e place foarte mult ceea ce spunea Eleanor Roosevelt. Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde te afli. Ok, vreau să fiu și prudent în același timp, dar pentru mine este o bucurie că am această oportunitate ca să activăm și să ajutăm mai multe instituții non-profit cu ceea ce putem. Chiar astăzi am primit un telefon de la un jurnalist din România și chiar vrem să lucrăm la un proiect să ajutăm copiii care sunt orfani, în special care sunt orfani de ambii părinți și care au note excepționale la școală, să-i susținem de aici din UK și susținem și echipe, academii de fotbal al copiilor români care trebuie să-i smulgem cumva din mediul virtual și să se ducă și să simtă ce este copilăria. Activăm și acolo la New Hope Shelter Homes și ne bucurăm că putem să fim de folos. Contribuim și peste graniță în Africa, în India, România, ajutăm organizații care se ocupă, de exemplu, în București, să recupereze oamenii care sunt afectați de droguri și de alcool și care trăiesc subteran. Există un oraș subteran în București, să știți. Și ne dăm toată silința ca să fim de folos acolo unde doare. Desigur că vreau să închei și să spun că din al treilea punct de vedere e adevărat că la un moment dat ajungem și în cercurile sociale mai selecte. Ceea ce facem noi prin atitudinile noastre, prin gesturile noastre, prin comportamentul nostru este să lăsăm o impresie frumoasă despre noi românii. Ne silim ca să aducem o imagine bună României. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și vă doresc poftă bună în continuare. Bună seara! Bine ne găsim pe această ocazie, această întâlnire. Sunt onorat și mă bucur să am aici oameni în jurul nostru care se ocupă de anumite afaceri, care sunt responsabili și lideri ai unor biserici de aici, din Londra, și doresc ca într această seară Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Yeah.
E foarte greu să vorbești după o melodie atât de frumoasă lui Chris. Adică mă simt chiar stingher, că până la urmă muzica e mai frumoasă decât un speech de, chiar și de ambasador. Dragi prieteni, stimați păstori, în primul rând că eu mă simt foarte bine aici. Mă simt între prieteni, mă simt între oameni apropiați și ceea ce am spus eu așa mai umoristic de la masă, rămâne o promisiune. Știu că sunt, nu știu, statisticile, văd că ale mele diferă cu ale voastre, 56 de comunități în Londra și eu la sfârșitul acestei seri o să vă dau fiecăruia câte o carte de vizită a mea și sigur, poate într-un an jumate, în 2 ani vreau să văd toate cele 56 de comunități. And feel free să mă invitați, să-mi dați telefon, să-mi scrieți mail. Sunteți ai mei. Sunteți cetățenii mei și eu mă simt indiferent de confesiunile care, în fine, eu am confesiunea mea religioasă, n-am să fac niciodată niciun fel de discriminare între confesiuni. Și voi sunteți ai mei, am încredere în voi, sunteți o comunitate bine organizată, sunteți o comunitate pe care eu personal o respect, sunteți o comunitate care poate să contribuie foarte mult la ceea ce înseamnă România în Marea Britanie. Aici s-au spus foarte multe lucruri, la un moment dat am pierdut eu șirul, pentru că oamenii au vorbit mult. Până la urmă, ce e biserica pentru noi? E un loc în care ne regăsim spiritualitatea? E un loc în care ne proiectăm speranțele? E un loc care ne plângem suferințele, dar aici, în Marea Britanie, biserica mai înseamnă un altceva. Înseamnă că e un loc al identității noastre naționale. E un loc în care simțim România, ne rugăm pentru România, suntem români. De aceea eu spun tuturor, fie că e vorba de Biserica Ortodoxă, fie că e vorba de Biserica Greco-Catolică, fie că e vorba de Biserica Catolică, fie că e vorba de voi, da, bisericile sunt un vector esențial în identitatea noastră națională aici. În păstrarea ei, cultivarea ei, în proiecția ei spre o lume care, sigur, pentru noi este foarte, foarte complicat. Și am văzut lucrul ăsta pe tot teritoriul Marii Britanii. Voi sunteți o comunitate foarte agregată, foarte închegată și eu apreciez lucrul ăsta. Organizată, disciplinată, e important. Am fost la Leeds în luna trecută. Acolo unde bisericile voastre sunt active și țicarii sunt cuminți. Merg la școală, dar e, într-un fel sau altul, e un factor de
de organizare care funcționează. Eu vreau să vă prezint pe colaboratorii mei. Domnul Valentin Muntean este șeful secției noastre consulare și poate să vă dea toate detaliile astea care sunt. Dar, mă rog, am aranjat cu el de sâmbătă, de la 5 va fi aici, conform scrisorii voastre. Alistaicu răspunde de relațiile cu comunitatea. Eu vreau să vă spun câteva cuvinte foarte sincere. E greu. Noi încercăm să îmbunătățim. Știu, sigur, toată lumea e nemulțumită. La un moment dat, noi încercăm să schimbăm pas cu pas. Și pe măsura banilor pe care îi avem la dispoziție. Nu e atât de simplu. Astăzi am fost cu Vali și am văzut un posibil sediu nou al secției consulare. Da, sigur, ok, știu că am putea să funcționăm mai bine, asta este moștenirea, așa am preluat-o, e nevoie de bani, e nevoie de investiții, ce să înțelegeți și dumneavoastră lucrul ăsta, că nu se pot rezolva lucrurile peste noapte. Încercăm să facem. Să facem ca cererile să se soluționeze într-un timp rezonabil, să mai deschidem un spațiu, nu știu unde, unde ne-or mai primi ăștia, că ne aleargă, că după ce vin românii noștri și se ocupă de un spațiu, după aia ne mai primește nimeni așa, vreo 10 ani. Că, în fine, mai au entertainment din ăsta. Mai parchează mașina pe iarbă, mai fac și alte lucruri, nu vreau să vă povestesc neapărat detalii. Încercăm. Cât putem, facem. Nu o luați în nume de rău, atâta putem, atâta facem. Pas cu pas. Domnul Muntean s-a angajat că va fi aici în fiecare sâmbătă, la ora 5. Mi-a făcut programul. Are o fată mică, dar nu-i. Oameni. În fine, era o glumă. Deci, aștept semnalele voastre și un an jumate, 50 și cât avem noi de... Era să zic circumscripție electorală, dar... Bine. Deci chiar contați pe prezența mea că vin. Vin pentru că vreau să-i văd pe oameni, vreau să vorbesc cu ei, vreau să mă vadă și ei că sunt în carne și oase, nu o hologramă pe undeva. Și asta e. Să vă ajute Dumnezeu. Bună seara tuturor! Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. În primul rând, comunitatea românească în Marea Britanie, cât că simte o îmbunătățire. Și o simte din 2016, de când domnul ambasador și-a preluat mandatul, prin următoarele mici măsuri care fac diferența. Spre exemplu, intrăm în linie dreaptă cu Consulatul General de la Manchester, care sperăm anul acesta va fi operaționalizat. Biroul consular de la Edinburgh a fost ridicat la rang de consulat general. Asta înseamnă o nouă clădire, mai mult spațiu, mai mult personal, o capacitate de preluare a celor mult mai mare. Noi, peste vară, anul trecut, nu știu dacă ați fost anul trecut în vară, că nu v-am văzut, am văzut 30.000 de oameni în 3 luni și una dintre măsurile pe care le-am luat și am avut sprijinul central al Ministerului de Externe și al Ambasadei, a fost închirierea unui spațiu suplimentar pe timpul verii, unde au fost procesate peste 13.000 de titluri de călătorie. Și vă spun cu mâna pe inimă că nimeni n-a stat mai mult de un sfert de oră, 20 minute pentru preluarea documentului. În aceeași măsură, ceea ce
a ajutat foarte mult, dacă închirierea acestui spațiu a fost eliberarea de presiune asupra sediului secției consulare, unde, într-adevăr, vara era o nebunie totală. Mi-aduc aminte povești ale colegilor, eliberau documente prin oficii, prin curte, nu știu când, nu știu cum. Ei bine, n-a fost cazul această vară. N-am avut niciun fel de incident, dar, într-adevăr, domnul Măsălare are dreptate. În momentul în care Consiliul Local Kensington ne-a închiriat spațiul, a făcut-o dintr-o, pur și simplu, dintr-o nesăbuință, pentru că n-am știut ce așteaptă. Și, evident, după aceea n-am mai avut cu cine să discutăm pentru următoarea vară, de exemplu, acum. Fapt pentru care ne reprofilăm. Dar, din septembrie 2016, secția consulară lucrează de dimineață de la 8:30-9, iar la ora 19 intră ultima persoană în secția consulară. Ca o statistică, pentru că ne plac și statisticile și spun ceva despre munca noastră, anul trecut au fost procesate 105.000 servicii consulare. E un număr care nu neapărat că ne onorează, dar ne obligă să identificăm soluții. În primul rând, pentru că sunteți oameni de afaceri, vă așteptăm să contribuiți. Chiria la un nou spațiu pe care îl căutăm este cel puțin 400.000 de lire. În condiții în care statul român a tăiat aproape toate taxele consulare, acești bani este foarte greu să-i găsim. Dacă ei nu mai vin din buzunarul cetățeanului român, atunci pot să vină, nu știu, de la comunitățile românești. De asemenea, lucrăm și la consulatele onorifice, extinderea rețelei de consulate onorifice a României, inclusiv mai în nordul Scoției, la Aberdeen, inclusiv în insula Jersey, la Winchester, în sud. Practic, lucruri se întâmplă. Practic, avem o pagină de Facebook, suntem urmăriți de 12.000 de persoane, încercăm să relaționăm cu cetățenii români, încercăm să le dăm o platformă, nu numai cea de Facebook, ci și cea de Google, de exemplu, unde să își găsească informații, unde să adreseze o nemulțumire dacă au o nemulțumire. Practic, încercăm să fim mai vizibili, inclusiv prin participarea la astfel de întâlniri. Am participat la Bristol, la Belfast. Apropo de venit o sâmbătă la serviciu, să știți că în această perioadă organizăm 5 consulate itinerante. Colegii mei sunt acum la Bristol. Dacă urmăriți pagina noastră pe Facebook și la ora 8 încheie în această seară serviciul consulare și mâine încep la ora 10 până la ora 4, 5, 6 când ori termina. De la Preston, în două săptămâni mergem la Northampton, mergem la Bristol, mergem la Belfast. Deci, practic, nu stăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Să
sound that sings.